Din 2017, Marea Britanie susține dezvoltarea și îmbunătățirea proceselor electorale în Republica Moldova, oferind suport financiar în cadrul proiectului UNDP Consolidarea Democrației în Moldova prin alegeri inclusive și transparente. În acești trei ani, împreună cu alții parteneri de dezvoltare și cei de implementare a proiectului, am fost alături de Comisia Electorală Centrală pentru a dezvolta sistema, a crea instrumente cu scopul modernizării procesului de organizare a alegerilor. De asemenea, am contribuit și la ridicarea nivelului de educație civică și electorală a cetățenilor. Suntem ferm convinși că un nivel mai ridicat al educației electorale îmbunătățește capacitatea cetățenilor de a face o alegere mai conștientă în procesul participării la vot. Democrația contează și votul fiecăruia contează. Au fost mesajele cu care am ajuns direct la peste 350.000 de oameni de toate vârstele, femei și bărbați, fete și băieți, din sudul, centrul și nordul Republicii Moldova, inclusiv din regiunea Gagauziei, raioanele din stânga Nistrului, dar și din afara țării. Despre campaniile și activitățile desfășurate de proiect au vorbit, au auzit, au văzut și au citit peste 1.800.000 de persoane de la mic la mare. Mă bucură faptul că, potrivit ultimului sondaj efectuat în perioada august-septembrie 2021, la solicitarea UNDP Moldova, 73% din respondenți sunt convinși că educația electorală contribuie la implicarea mai mare a cetățenilor în procesele electorale. În același timp, majoritatea respondenților, 78%, cred că educația civică continuă în domeniul electoral este importantă pentru asigurarea alegerilor inclusive, transparente și corecte. Marea Britanie reia suportul său pentru procesele electorale în Republica Moldova pentru a contribui la o mai bună înțelegere a procedurilor electorale de către populația Republicii Moldova și cei stabiliți peste hotare, care votează la secțiile deschise în afara țării. Fiecare cetățen trebuie să voteze responsabil și conștient de oferta tuturor concurenților electorali. Informația corectă este puterea democrației.